57 din cei 2000 de agenți economici din complexul comercial Bazar și-au găsit nașul. Aceștia nu și-au plătit taxele de chirie către administrația locală și au adunat restanțe de peste 1 miliard și jumătate de lei, motiv pentru care se vor alege cu rezilierea contractelor. Deci, vreo 5 ani de zile nu s-au mărit taxele nici nu s-au actualizat la inflație. Pe ideea că avem această criză economică, din păcate nu se plătește și vom rezilia 57 de contracte din Bazar. Știu că sunt oameni care au situații deosebite, dar nu avem altă soluție. Trebuie să fim mult mai fermi pentru că primăria are nevoie de lichidități, oamenii au pretenții și nu avem bani cu ce să le îndeplinim atâta timp cât nu se plătește. Fie că discutăm de, discutăm de termica, nu se plătește la taxe și impozite locale la fel. Iată acum așa în bazar am o propunere de reziliere.